În sprijinul celor care au nevoie urgentă de sânge, este vorba despre o acțiune umanitară a filialei de Cruce Roșie Mehedinți, alături de DSP Mehedinți, pompieri și jandarmi, prin care oamenii cu suflet mare din cadrul acestor instituții au donat sânge. Voluntarii care îi avem azi aici în ajutorul acestei activități sunt elevii de la Constantin Brâncoveanu, echipajul sanitarii pricepuți. Este alături și conducerea liceului, așteptăm și pe domnul primar, iar activitatea de aici a fost organizată în primul rând de medicul de familie, că la insistențele cetățenilor s-a făcut această activitate azi. Au fost alături la donatori atât pompierii cât și jandarmii, o activitate extraordinar de frumoasă. Pompierii din cadrul gărzii de intervenție Baia de Aramă au donat astăzi sânge în cadrul acțiunii organizate în colaborare cu Crucea Roșie Mehedinți, jandarmeria, dar și Direcția de Sănătate Publică și Centrul de Transfuzii Sanguine din Robeta Turnul Severin. Gestul pompierilor mehedinteni de a dona sânge este un gest de solidaritate pe care fiecare dintre noi îl poate face, având în vedere beneficiile acțiunii de a dona sânge. Jandarmii mehedinteni au participat astăzi la o nouă acțiune de donare de sânge organizată în orașul Baia de Aramă. E un gest firesc pe care jandarmii îl fac ori de câte ori au posibilitatea, gest pe care sperăm să-l urmeze cât mai mulți cetățeni pentru a întinde o mână de ajutor celor care au nevoie. Exemplul salvatorilor poate fi urmat de fiecare dintre noi. Cu toții putem da o mână de ajutor celor care au nevoie de tratament transfuzional. Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Pentru prima donare trebuie să aibă între 18 și 60 de ani în funcție de evaluarea medicală, cu greutate peste 50 de kilograme în funcție de înălțime și constituție, care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat, insulinodependent, bol de inimă și altele. Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă, neurologice sau alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge. Cu 3 zile înainte de donare, este interzis consumul de băuturi alcoolice.